Cum vedeți viitorul sportului românesc? Aveți încredere? Am primit un bolt de încredere. Am primit și o bucurie cu raza asta de soare de la Paris. Eu cred că numai poate fiecare să încerce. Să încerce să facă ceva. Chit că sunt eu și încerc atâta, chit că e lipă și încearcă dincolo, chit că o fi Năstase care a încercat ceva, chit că dacă domnul, din păcate, Mircea a luat echipa națională sau din fericire, cum doriți dumneavoastră, că sunteți mereu cu fotbalul și cu sportul, eu tare drag mi-ar fi fost să facă la Otopeni, făceam stadionul de fotbal, să facă numai supervizarea unei școli de copii. Să am 2000 de copii la fotbal acolo, dumnealui să se uite și Stelea sau cineva să fie acolo în fiecare zi. Ca să... Apropo, la Dinamo nu investiți niciodată, nu? Toată lumea așteaptă să vă investiți la... Ce la Dinamo? La echipa Dinamo de fotbal. Este campioană națională acum, ușor. Am văzut că a scăpat și de retrogradare și este pe locul... Da, e pe locul 3 acum. 1, 2, pe 3, așa da. Slab, eu credeam că e pe 2. Credeți că e prima? Nu, sunt mulțumit că asta, dar nu mă prind încă o dată. Ca să investesc într-o echipă de fotbal, poate aș investi într-o echipă de juniori. Sau de divizia 3-a. Da, să am în divizia... Păi o aduceți în a doua, în prima... În divizia 3-a să am numai jucători sub 17 ani. Domnul Țirac, aveți încredere că politicienii noștri au înțeles să sprijine mai mult sportul? Că altfel la medalii toți sunt în poză. Domnule, cap în poză. Încă o dată. Am speranța asta și cu raza asta de soare, nu știu ce. Hai să lăsăm să vedem alegerile. Că toată lumea acum este cu alegerile. Dar speranța o am. Pentru că și treaba asta, hai să dăm public-privat, hai să facem legea, hai să facem nu știu ce, înainte de alegeri. Dar se pare că se mișcă. Pe mine ce mă stupefiază, și cu asta terminăm, că știi, nu mai aveți timp. Dom'le, nu costă, cum spun englezii, un arm în leg, un braț și un picior. Nu. Costă mult mai puțin decât bugetul militar pe o lună. Tot sport. Da, da, da. Nu sport. Sport, învățământ, sănătate, la copii. Adică cu bugetul ăla de o lună. Eu nu vreau război, nu-mi trebuie NATO, nu-mi trebuie bază militară, nu-mi trebuie nimic. Îmi trebuie să am un popor sănătos și nu-l mai am din cauza faptului că nu investesc jos, la răsaduri, acolo nu investesc. Aș vrea să ridicăm din nou cele 500 de grădinițe sportive. Da. Aș vrea să ridicăm din nou și sportul la sate, dacă vreți. Să-mi vină ceva. Să-mi vină ceva ca număr, ca să pot și eu să aleg. Corect.